Deci, pe de o parte, spunem mulțumesc României pentru ajutare, spunem mulțumesc că ne ajută să ne integrăm cât mai grabnic în Uniunea Europeană, România fiind prima portavoce sau flamură a Republicii Moldova în Europa, spunem mulțumesc pentru grădinițe, spunem mulțumesc pentru smurt și oamenii care au decedat în urma acestui accident grav, spunem mulțumesc pentru toate ajutoarele, toate donațiile de bani și de mărfuri, iar pe de altă parte solicităm cumva să nu cumva să crească prea mult această idee națională de revenire a Republicii Moldova în arealul său românesc. Acest lucru ar fi trebuit să nu se întâmple în mod normal, după cum am mai spus.